Descoperire macabră la noi. Cadavrul unei femei cu semne de moarte violentă a fost găsit într-o pădure de la marginea satului Hârbovăț. Potrivit poliției, în dimineața de 5 martie, în jurul orei 9 și 40 de minute, un bărbat de 57 de ani care trecea prin preajma a depistat corpul neînsuflețit al femeii și a sunat la 112. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la inspectoratul de poliție Aneninoi, noi, Silvia Vetcu, a declarat că la fața locului s-a deplasat grupă operativă, dar și medicul legist. Acesta a constatat că victima are aproximativ 40-40 de ani. Pe corpul femeii au fost observate o mulțime de semne de moarte violentă, caracteristice maltratării. O versiune preliminară a poliției este că femeia ar fi fost bătută până la moarte și abandonată în pădure. Cadavrul a fost dus la centrul tehnico-criminalistic pentru expertize. Poliția din noi a pornit un proces penal pentru a stabili identitatea femeii, dar și toate circumstanțele în care a decedat aceasta.